Primele incidente au izbucnit la jumătatea reprizei a doua între două grupări ale Galeriei Rapidului. Suporterii bucureșteni au aruncat cu scaune către jandarmi și au încercat să distrugă camerele de supraveghere ale stadionului. La final a venit rândul fotbaliștilor să-și împarte pumni. Spiritele s-au încins după mai multe decizii controversate ale arbitrului Marius Avram, acuzat de buzoieni că a favorizat Rapidul.